Salutare tuturor, astăzi facem vlog cu Lexus RX450H. Avem un model 2018 cu o grilă destul de agresivă, Predatorul zilelor noastre, îmi place să-i zic. Grila îți dă senzația că te înghite, are o formă super aerodinamică și futuristică. Regăsim un gri mat pe grila în partea interioară, pe partea exterioară avem forma aerodinamică a grilei. Trecem ușor spre far. Avem un far cu o formațiune Matrix. Poate copiem pe cei de la Audi, dar în schimb asta este. Au niște blocuri de lumini în formă de fagure. Proiectoarele, semnalizările progresive, toate sunt LED. Foarte, foarte ingenios și foarte, foarte mișto la design. Culoarea este un albastru indigo, zic ei. Nu e cea mai frumoasă culoare, știu. În schimb, noaptea se vede undeva într-o culoare neagră. Ziua e albastru, ăsta e indigo. Pe un model hibrid, având în vedere că sigla este la culoarea mașinii, cred că e interesant. E un hibrid, automat albastru, eco, e ok. Mergem ușor în partea din lateral al mașinii. Forma aerodinamică, regăsită și în vlogul trecut pe CHR. Jantele sunt de o dimensiune destul de generoasă pentru un SUV. Vom vedea imediat când o vom conduce dacă este confortabilă sau nu. Avem jante pe 20, la fel, forma futuristică. Lateral avem niște linii destul de aerodinamice. Pachetul crom care l-am regăsit și pe bară. Pe bara frontală îl regăsim și în jurul geamurilor, chiar și pe oglindă, din ce putem vedea. Sigla hibrid ne reamintește că este un hibrid. Geamul din spate, veți vedea imediat că are o contribuție destul de ok pentru pasagerii din spate. Foarte, foarte interesant, când ajungem în partea din spate, avem eleronul care completează designul. În schimb, dedesubt are un ștergător ascuns. Iarna e genială ideea de a-l ascunde sub eleron, din cauza că nu ai zăpadă pe el și nu-l mai poți acționa. În spate, mașina se termină cumva într-o formă de break. Din punctul meu de vedere, este cel mai frumos SUV ca și design, din ce există, cel puțin în momentul în care a apărut pe piață. Topurile la fel sunt progresive, la fel ca pe față. Găsim pe partea din spate inscripția Lexus RX450H. Nu știu dacă se vede, 450H la fel este colorat cu albastru. Sigla din spate asemenea. Avem camera pentru marșalier. Vom vedea imediat cum proiectează mașina 360. Avem un portbagaj acționat electric. Capacitatea portbagajului este una destul de generoasă. Ne găsim o priză 220. În situația de față am montat o stație. Subwooferul la fel găsim un portbagaj. Pe partea dreaptă avem două butoane care ne ușurează treaba atunci când dorim să băgăm ceva mai generos și să avem o capacitate a portbagajului mult mai mare. În portbagaj nu regăsim o roată de rezervă, în schimb avem un compresor cu spumă. Pentru 40 de km în caz de pană ajungem cu siguranță la Peco. În caz că vom monta un scaun pentru copil, avem un plus de siguranță. Portiera se deschide doar când ai cheia în buzunar. În momentul când deschidem portiera, Lexus deja ne întâmpină cu toată calitatea lor. Avem o culoare, o vișină putredă, îmi place mie să-i zic, combinată cu bej, un lemn cu striații de metal, aluminiu. Butoanele la fel au o completare metalică, îți dă o senzație de calitate. La fel, deschidere, închidere, portieră, memoriile despre care am vorbit, oglinzile automate pentru a vedea bordurile, locuri de depozitare pentru sticle mari sau sticle mici. Săturile se îmbină undeva la jumătate, la fel, din nou, o formă futuristică, elegantă, tot ceea ce vrea să transmită Lexus. În momentul când te urci în mașină,
partea din jos a pragului lipsește din cauza că se deschide tot cu portiera, automat nu te poți murdări. Bravo, Lexus. Poziție comodă, un SUV premium, automat asta mă așteptam. Volanul se simte destul de bine, nu are o formă foarte mare sau foarte mică, este exact ce trebuie. În partea din stânga regăsim comenzile premium, opționale. Pentru faza lungă, deschiderea portbagajului, head-up display-ul, încălzirea în volan și camerele 360. În partea din stânga a volanului avem un sertar ușor ascuns pentru a-ți pune actele sau chiar, cred că încape și o pereche de ochelari, dar totodată avem în partea de sus suport exact pentru ochelari. Deci s-au gândit cei de la Lexus, pentru orice vrei să depozitezi mașină, să-ți fie simplu, să nu se răstoarne, să nu umble aiurea prin mașină pe viraje, ai câte un sertăraș sau un loc ușor ascuns pentru orice ți-ai dori. Scaunul ți-l poți regla în diferite moduri. Ai partea din față care se retrage automat pentru susținerea genunchilor. Avem partea frontală care se lasă și în sus și în jos. Avem toate opționalele pentru a-ți crea un confort și o poziție la volan cât mai comodă. Fiind într-o mașină Lexus, o gamă de lux de la Toyota, avem toate opționalele. Fiind o mașină 2018, ar trebui să fie standard. Faruri, faza lungă adaptivă, faza scurtă automată, senzori de ploaie, clar, astea nu au voie să lipsească pe asemenea mașină. Toate comenzile sunt aduse mai aproape prin comenzile pe volan. Avem păstrarea benzii, radar pentru mașina din față în caz că frânează și automată, maneta pentru cruise control, urmărește mașina din față cu ajutorul radarului și a camerelor, frânează în caz de pericol, indiferent că este vorba despre pieton sau o mașină, un participant la trafic. Ajungem în interior, totul este premium, culorile bej pe scaune, partea de jos a mașinii, în partea de sus, bord, volan, avem o culoare vișinie, o vișină putredă, lemn pe volan, lemn pe mijloc. Cei de la Lexus au făcut o treabă excelentă din cauza că au inserat un aluminiu, niște linii de aluminiu prin lemn. Din ce am auzit, este o treabă destul de serioasă, chiar greu de făcut. Pe modelele precedente aveam schimbător undeva în mijlocul bordului, cea mai proastă idee de la Lexus. Toate modelele RX până la modelul ăsta aveau schimbătorul în mijlocul bordului, nu era o idee bună. L-au mutat pe mijloc ca la mașinile normale, ceea ce a adus un plus de eleganță și nu mai trebuie să te ridici de fiecare dată când vrei să ajungi la schimbător. De la schimbător avem frâna de mână automată, de fiecare dată când oprești motorul se acționează. Nu știu dacă, din câte știu, iarna, dacă lești frâna de mână, e posibil să-ți înghețe. Acum n-am avut probleme în ultimii 2 ani, așa că probabil s-au gândit ei la ceva. Avem încălzirea în scaune automată. Îți calculează ei cumva temperatura corpului și îți dă rece, ventilație, rece, automat rece, sau cald în funcție de temperatura corpului și cea din mașină. Ceea ce e genial, bravo Lexus! Dacă punem telefonul în locul pentru încărcare wireless, după cum vedeți, telefonul se încarcă, e foarte comod pentru că s-au gândit și ai și un loc unde să-ți pui telefonul în momentul când călătorești. Ajungem sub schimbător, avem mouse-ul central, care are un feedback super mișto, deci îl simți de fiecare dată când acționează ceva de pe ecran central. Avem câteva comenzi rapide, cum ar fi hărțile, meniul sau butonul pentru back, săgeți sus-jos. Foarte ciudat joystick-ul central, din cauza că îl poți acționa varianta apăsare, buton aici, buton în stânga, buton în dreapta, deci s-au gândit la toate variantele pentru a-ți fi cât mai comod. Deci butonul din stânga acționează butonul Enter, în partea dreaptă la fel, pe el la fel și ai back și săgețele, deci vrei butoane, vrei joystick, indiferent cum ai vrea, ți este comod pentru a acționa ecranul central. Având în vedere joystick-ul super smart, avem un acces rapid și ușor pentru ecranul central.
avem navigația, sistemul audio reprezentând radio și suport media, ce toate opțiunile de conectare prin Bluetooth, prin orice device disponibil și ușor accesibil mașinii. Avem varianta telefon, nu am conectat deocamdată niciun telefon. Varianta autoturism, în care vedem cum funcționează motorizarea hibrid, vom explica mai multe imediat despre ea. Mai departe ajungem la prețul combustibilului, meteo, street view, deci automat mașina este compatibilă wireless, îți poți conecta internetul telefonului sau a device-ului pe care îl folosești la mașină, după care mașina transmite wireless în mașină și se folosește de același internet pentru a folosi toate aplicațiile disponibile mașinii. Varianta de climă, în afară de faptul că o poți folosi de pe panoul central, o poți folosi și de pe ecranul central, cu trei variante de viteză pentru a ajunge la temperatura dorită. Avem fast, eco sau normal. Și nu în ultimul rând, setările generale. Îți schimbi intensitatea luminilor, o pui să se blocheze, să deblocheze, tot ceea ce găsești pe multe din mașinile actuale. Pe ecranul central putem folosi, de exemplu, navigația. După care, în partea din dreapta, avem comenzi rapide pentru sistemul audio, radio, pentru telefon, pentru detalii de consum. Poți pune și împărți ecranul indiferent cum îți dorești, chiar dacă pui o navigație mică aici, o navigație mare, sau îți pui clima, sau indiferent ce îți dorești, poți împărți ecranul exact cum îți dorești. Cum ziceam despre locul de depozitare, avem un sertăraș lateral console centrale. De exemplu, eu îmi pun stația, ceea ce s-a nimerit a fi perfect. Nu stă și atârnă sau o pui prin bol. Ne-au adus aproape cei de la Lexus chiar și comenzile pentru a modifica mașina în funcție de preferință. Vrei să merge cu un consum mai bun, poți acționa. Normal, ceea ce ei au numit normal customized, deci îți poți face funcțiile volanului, îți întărești direcția, suspensia, automat toate lucrurile ca să-ți faci mașina exact cum îți dorești. Sport și Sport Plus, pentru o putere sporită, clar. Mai avem două butoane, avem EV Mod, ceea ce găsești pe toate modelele hibrid. EV Mod îți acționează motorul electric și îl stinge pe cel termic, aproape total, mergi undeva la 50 de kilometri, undeva la 2-3 zile, asta dacă circuli undeva la 30-40 km medie pe zi. Deci automat ai nevoie să-ți încarci bateria pentru a avea electricitate atunci când îți dorești să mergi doar electric, și dezactivarea sistemului antiderapaj. Au pus cup holdere pentru pahare, sticle de apă. Pentru o sticlă mai înaltă automat se adâncește sertarul. La o simplă apăsare de buton sertarul se ridică înapoi. Partea de climatizare este super bine opționată, are purificator, are varianta automată pentru a lua aerul din exterior sau a-l recircula pe cel din interior. Clima este pe 4 zone, își face treaba excelent, ajunge la temperatura dorită foarte repede. Sus, sistemul audio este o variantă de echipare Mark Levinson. Pe mine mă impresionează de fiecare dată când pornesc sistemul audio, din cauza că are nu mai mult, nu mai puțin de 18 boxe. După cum am zis, oriunde pui mâna, simți calitate. Butoanele de la sistemul audio, ambele, sunt metalice, la fel și schimbătorul, la fel și elementele de pe bord. Și nu au ezitat să pună un ceas foarte mișto, mai nou este o emblemă a lor, o pun pe toate mașinile noi de la Lexus. E un ceas care noaptea are o lumină ambientală super faină. Oglinda o avem cu funcție anti-orbire, ceea ce e destul de ok. Sunt mulți în România care merg doar cu fază lungă, așa că ne ajută chestia asta.
Mașina este echipată cu o trapă panoramică. Trapa care se deschide, se deschide undeva până la jumătate. Nu ai nevoie de mai mult, e ok atât. Se poate deschide tot până la jumătate respectiv sau să se rabateze. Când nu-ți dorești atât de multă lumină, o poți închide. Ea este cumva întunecată, nu te deranjează la condus. Pentru o intimitate sporită sau să nu te bată pur și simplu soarele în cap, poți închide panoramica cu plafon la culoarea mașinii. Plafonul este în culoarea scaunilor. Are o textură foarte mișto la atingere. În schimb, foarte, foarte, foarte ușor se murdărește. Deci, dacă ai pus de prea multe ori mâna pe el, nu mai are aceeași culoare bej deschis. Bordul este cumva făcut în două trepte. Pleacă de pe partea centrală de la șofer, cu săturile la culoarea scaunilor. Pleacă ușor în partea dreaptă, după care coboară, e făcut cumva dintr-o treaptă. Navigația este pusă ușor în spate. Pe modelul facelift au adus-o în față. Au făcut o touchscreen, dar pentru fanaticii curățenii în mașină nu e atât de mișto, tot timpul îți rămân degete. Dar pe modelul ăsta avem până și butoanele mate, deci nu îți rămân amprente nicăieri decât pe lemnul de pe volan. Toată consola este îndreptată spre șofer. Undeva pasagerul este izolat de partea șoferului, să zicem așa, pentru că toate comenzile sunt pe partea lui, undeva este despărțită printr-o linie. El are doar climatizarea, comenzile pe volan, respectiv e un plus destul de mare, poate închide și deschide portierele din partea dreaptă. Dacă vă aduceți bine aminte, în vlogul anterior cu CHR-ul, Lexus este gama de lux de la Toyota, automat au oarecum anumite asemănări. În schimb, cei de la Lexus s-au gândit la un geam în spate pentru a nu te izola în momentul când stai confortabil în locul din spate, unde ai loc la picioare din cauza scobiturii de la scaunul din față. La cap nici nu mai zic, chiar nu ai nicio problemă. Au pus două butoane pentru a rabata scaunul total. Respectiv butoanele din spate le regăsești aici, în schimb ăsta îl poți lăsa pe spate, poți să tragi un pui de somn la un drum lung. Un loc super confortabil, cu scaunul care se rabatează, loc pentru pahare, la fel un loc de depozitare, nu îți lipsește nimic în spate, boxele din stânga, respectiv din dreapta, de la sistemul Mark Levinson, îți dă o sonorizare superbă chiar și în spate. Stăm confortabil, într-adevăr. În schimb, au un minus. Perdeluțele din spate nu sunt acționate automat. Super ciudat pentru o mașină în care găsești atât de multe chestii premium. Găsești o perdeluță care trebuie să tragi de ea. Eventual te și chinui să o pui la loc. Într-adevăr, nu o fuții toată ziua. În schimb, dacă ai un copil, găsești Isofix pe ambele scaune. Poate din cauza asta nu le-au făcut automate, ca să le poți da jos să nu tragă copilul de ele. Nu pot să-mi dau seama. Regăsim încălzirea în scaune, chiar și în spate. O gură de ventilație. E ok. Ai un loc de depozitare în scaune, în consola centrală. Foarte interesant. Când vii pe mijloc, nu ai nicio problemă în a-ți băga picioarele sub unghiul de sub cotiera din față. Nu au tunelul ăla de transmisie, fiind SUV, au pus undeva două baterii electrice pe spate. În schimb, tunelul de transmisie, fiind 4x4, nu-l regăsești pe mijloc, ceea ce e super mișto. Poți sta chiar și pe locul din locul ăsta de mijloc. Nu poți sta dacă ești foarte mare și nu pe drumuri foarte, foarte lungi. Nu e cel mai confortabil loc. Îi deranjești pe pasagerii din stânga și din dreapta. În schimb, un copil cred că stă destul de comod. Motorul se pornește de la o simplă apăsare de buton. Avem cheia. Nu știu dacă au avut cea mai bună inspirație făcând un grimat. Da, e ușor, plăcut la atingere. Sigla din nou este cu albastru. Avem trei butoane, portbagaj deschis-închis, destul de simplă. Da, am ajuns la volan. Bordul, cel puțin cel de la turometru, este numerotat în momentul când ești pe sport. În momentul când îl dai pe eco, îți apare clasicul turometru de hibrid.
Am vorbit destul despre design. Haideți să vedem cum se conduce. În momentul ăsta motorul este pornit. Putem vedea butonul ready în bord. Ne punem centura. Scaunul revine de obicei la ultima setare pusă. În momentul când pornim, liniște totală. Pornește ușor motorul termic. Da, e o senzație a viitorului, să zicem așa. Servo asistat electric. Accelerația foarte fină. Un motor de 330 de cai. Un motor 3.5, cel termic. Din câte știu, are două baterii. Asta îl ajută să ajungă la, cum am zis, 330 de cai. Când apeși accelerația, ai ușor un lag. Două secunde chiar, destul de mult. În schimb, își face treaba. Accelerează destul de brutal. Cel puțin o vezi pe head-up display și în board că viteza urcă constant. Nu stă pe gânduri. Stă foarte bine chiar și pe curbe. Nu este cea mai confortabilă suspensie. Telescoapele sunt pe gaz. Nu știu dacă e cea mai bună variantă, având în vedere că mașina fiind grea, destul de robustă, e destul de rigidă. Poate că telescoapele pe gaz de obicei își fac treaba, oferă destul de mult confort. În schimb, mașina de astăzi nu aveam cel mai bun confort. Ne zgâlție ușor, drumurile din România știți foarte bine cum sunt. În schimb, nu te poți plânge de chestia asta, nu o poți pune ca și minus, dar îți iese în evidență ca și feedback când o conduci. Da, îmi place cum se conduce. Vorbim despre propulsia hibrid. Am vorbit și în vlogul precedent. Aveți link undeva al clipului cu CHR-ul hibrid undeva pe ecran. Da, el funcționează într-o explicație mai populară ca un dinam. În momentul când nu apeși accelerația, el pur și simplu încarcă bateria, după cum putem vedea. În momentul când accelerăm, bagă și motorul termic și cel electric în funcțiune, în funcție de câtă electricitate ai. Deci dacă mașina merge mult fără ca tu să apeși accelerația sau frâna, face coasting, motorul electric se încarcă. Atunci când apeși frâna, el din nou își capătă electricitatea de care are nevoie. Când accelerezi la maxim, în schimb, și motorul termic și cel electric intră în funcțiune pentru a-ți oferi toată puterea de care are parte mașina. Cum am zis, 330 de cai și când accelerezi, se simt destul de ok, chiar te bagă în scaun. Lagul ăla este mare, dar având în vedere că mașina este atât de grea și este o mașină destinată celor care au o familie, am văzut în spate care e Isofix, ai destul loc, nu cred că oamenii care o cumpără pentru viteza sau pentru cei 330 de cai. Aș fac treaba doar când ai nevoie de o depășire. Nu, și pentru a o pune în mișcare, având în vedere că este destul de grea. Cele două baterii poziționate în spate oferă o stabilitate destul de ok pe curbe, dar nu e o mașină sportivă, clar. Are ea forma asta aerodinamică și futuristică. Lexus, mașina Mercedes a japonezilor. Deci nu ai cum să-i ceri sportivitate și accelerații bruște, pentru că nu are nevoie. Vom seta mașina în modul sport, Sport Plus, cutia în modul sport. E foarte ciudat, din cauza că ne pregătim de un launch control, vrem să vedem mașina în cât timp face 0-100, în schimb nu se aude nimic, e liniște totală. Nu știu ce performanță va avea, vom vedea imediat. Ești pregătit? După cum ați văzut, am ajuns la 100 la oră, mergem constant undeva cu 90. Da, nu simți absolut nimic, este foarte bine sonorizată mașina, nu se aude absolut nimic de afară. E o senzație foarte, foarte premium. Să vedem cum frânează de la 100 la oră.
da, frânează destul de bine. Chiar greutatea se simte, în schimb oprește destul de prompt. Pentru a face frânarea de la 100 la 0, automat nu a fost chiar în mod real. În schimb am dat cu spatele destul de mult să vin cu 100 la oră, să văd în cât timp frânează și cam în câți metri. Nu merge mai mult de 40 de km pe oră cu spatele, e limitată pur și simplu. 40 la oră, ăla e maximul care mergi cu spatele, e interesant. Pa. Dacă tot testăm un SUV, am zis să ieșim un pic pe un teren ușor accidentat, nu ne batem joc de mașină, în schimb intrăm pe un drum de țară să vedem cum reacționează mașina la teren umed, noroios mai bine zis, și să vedem dacă își face treaba când te duci în vizită la rudele de la țară. Mașina are niște sisteme super interesante de off-road. În locul în care suntem este foarte mult noroi. În schimb te ține servo pur și simplu ca și cum ar fi automat, te joacă ușor, nu te duce unde nu vrei, deci unde ții volanul acolo te duce, doar că trebuie să ai răbdare, să mergi încet, că mașina își face cu siguranță treaba. Am testat mașina în toate felurile posibile, asta facem cu toate mașinile care le prindem, vom face diverse vloguri, nu doar cu mașini, așa că nu ezita să te abonezi, este jos în partea de jos a ecranului un buton pe care poți să apeși abonare, nu te costă absolut nimic, doar îți dă o notificare în momentul când eu postez. Astea fiind zise, ne vedem în următorul video, voi posta săptămânal, așa că nu ezita să dai și like videoului.